A urcat beat la volan și a provocat un accident. Este vorba despre un bărbat de 62 de ani din satul Grimă, în Căuți, Raiunul Briceni. Potrivit poliției, individul avea o concentrație de alcool în aerul expirat de aproape 4 ori mai mare decât norma admisă. Impactul s-a produs joi în orașul Briceni. Oamenii legii spun că cel mai probabil conducătorul auto a pierdut controlul volanului, iar mașina a ajuns pe contrasens și s-a izbit frontal cu un alt automobil. În celălalt vehicul se afla un bărbat de 43 de ani care avea ca pasager pe soția de 33 de ani și fiica de 5 ani. În urma accidentului, șoferul beat, precum și pasagerii celelalte mașini, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportați la spitalul raional Briceni. În acest caz a fost inițiat un proces penal. Dacă va fi găsit vinovat, individul riscă amendă de până la 67.500 de, de lei, între 200 și 240 de ore de muncă neremunerată sau până la 4 ani de închisoare.